Vânturile puternice și marea înfiorătoare nu i-au descurajat pe unii irlandezi să plonjeze în apă în ciuda avertismentelor repetate din partea pazei de coastă. Furtuna Dennis le-a făcut viața grea britanicilor în acest weekend. Cel puțin 3 persoane au murit. În unele locuri, în doar câteva ore, a plouat pentru câteva săptămâni. Un record a fost stabilit în Anglia, cel mai mare număr de avertismente de inundații înregistrate vreodată. Suedia a fost de asemenea afectată. Au fost emise alerte puternice de vânt puternic, mai ales în partea de sud. Furtuna Dennis nu a salvat nici Belgia, provocând pagube într-o bună parte a țării și forțând pompierii să efectueze numeroase intervenții. În Franța, aproximativ 45.000 de persoane sunt încă fără electricitate, copacii căzuți pe șine au întârziat și trenurile. În unele locuri au fost înregistrate vânturi care au atins aproape 130 de km la oră, purtând cu ele o impresionantă spumă de mare. Meteorologii vin cu vești bune, furtuna va mai scădea din intensitate în următoarele zile.